Caz de-a dreptul cu tremurător. Un bărbat este nevoit să doarmă cu partenera sa de viață, moartă în casă. Bărbatul susține că a încercat să facă tot posibilul pentru a o îngropa, însă pur și simplu nu are resurse financiare pentru a o conduce pe ultimul drum. Soția bărbatului a murit săptămâna trecută. Femeia era grav bolnavă, mai ales în condițiile în care recent a avut parte și de un accident devastator. Aceasta s-a stins din viață, însă nimeni nu o poate îngropa. De trei zile de când a primit cea mai mare lovitură de la viață, bărbatul din Constanța este îngenuncheat de durere, deoarece nu are bani pentru a o conduce pe cea care i-a fost soție pe ultimul drum. Disperat, Alexandru, bărbatul din Constanța, a cerut ajutor la mai multe instituții pentru ca partenera lui să fie înmormântată creștinește. Bărbatul a mărturisit că nimeni nu a vrut să-l ajute și că a rămas în continuare cu cadavrul în casă. Bărbatul în vârstă de 66 de ani a povestit că femeia avea pensie de handicap, însă el nu are niciun fel de venit. Mai mult decât atât, Alexandru a povestit că a mers la asistența socială, iar angajații l-au trimis la casa mortoară. Cu toate acestea, nu a reușit să obțină bani pentru a o mormânta pe femeia de 53 de ani care a decedat. Bărbatul a mărturisit că a început să se certe și cu vecinii săi din cauza mirosului greu de suportat. Cu toate acestea, nu mai vede niciun fel de rezolvare și nu știe cum să mai procedeze pentru a-și înmormânta soția.